Atunci când numără iepurii, vânătorii respectă ca la carte anumite reguli. Vânătorii sunt aranjați într-o linie, parcurg un teren, țin o distanță de la 15 până la 20 de metri între dânșii și numără toate speciile de animale care le ies. Vânătorii au parcurs așa 20 de kilometri. Mai mult, ca să ademenească rozătoarele, specialiștii au scos și un sunet special. Sunet special, cine fluieră, cine... De obicei spun op, op, adică un sunet mai zgomotos fie pentru a spăria animalul. Vânătorii spun că evaluarea numerică a iepurilor este un fel de vânătoare fără arme. Am ridicat 3 iepuri din partea dreaptă, numai ce unul s-a ridicat chiar de la mine, din mâna mea dreaptă, am mers din urmă, s-a ridicat. Rapsul e mare, el se ascunde pe sub frunze, stă în culcuș, până când nu calci pe el, el nu se ridică. Pur și simplu nu s-a strâns tret de pe câmpuri, mai sunt porumb, sorg, este floare neprelucrată și de atâta el încă este și pe acolo, ca să se ascunde de vulpi, de, mă rog, de vulturi ăștia, de prădători. Din gânoi sărit unul între noi, un iepuri, o capră și piternic chemul de vale și de svidenzare. Câți kilometri ați parcurs? 20 de kilometri i-am făcut. Ați obosit? Nu, la vânătoare nu obosește. De pildă, dacă mergi chiar și cu arma în mână... Vânătorii au constatat la final că pe câmp sunt toate condițiile ca iepurii să poată fi vânați. Azi am la această suprafață de 110 hectare, am evaluat din ultimele de acum date pe care le-am totalizat 14 iepuri. Deci avem o densitate aici în zona de peste 120 de iepuri la 1000 de hectare. Dependență de rezultatul evaluărilor, noi gătim hrana, adică cantitatea necesară pentru hrănirea în perioada de iarnă. Fiecare specie are o cantitate anumită de hrană necesară. Toate datele acumulate la evaluarea numerică a animalelor se remit Institutului de Zoologie pentru a efectua o analiză și a vedea sporul și creșterea anuală a speciilor de animale. Acest lucru se face în toate localitățile unde există colective de vânători. Procedura este necesară pentru a cunoaște cantitatea speciilor cinegetice în fondurile noastre, mai exact dacă este în creștere sau în descreștere și dacă ulterior pot fi vânate. Svetlana Turcu, Nicolae Vasiliev, Accent TV.